primul lucru vreau să-i salut pe frați, pace, și vreau să spun că a fost o bucurie și a fost un eveniment frumos, un eveniment măreț pentru localitatea noastră. A fost ceva deosebit, ceva care a adus bucurie copiilor, a adus bucurie chiar și celor care au participat din cadrul bisericii. Și pot să spun că a fost o împlinire și un vis pe care ne l-am dorit să împlinească în locul nostru, în Denta. Și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor celor ce s-au implicat și să le spun că bucuria noastră a fost deosebită. Rugămintea mea pentru frați este ca să se roage pentru copii, în mod special pentru tineri. Este o lucrare grea în zona noastră, în sensul că este o mare ruptură între cei mai în vârstă și cei mai tineri. O ruptură care se îndepărtează tot mai mult pe zi ce trece și cred că este nevoie de rugăciune pentru ca legătura dintre cei mai în vârstă și cei mai tineri să se refacă din nou.